În ședința de colegiu prefectural de vineri, noul director al DSV Steia, Nicolae Lapoș, a prezentat informarea cu privire la principalele boli ale animalelor domestice și sălbatice care au evoluat pe raza teritorială a județului Sălaj în anul 2015. Precizăm că Lapoș Nicolae este director al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sălaj, începând de marți, 15 martie, după ce a expirat lui Mircea Lucian Cherteș, fost vicepreședinte și subsecretar de stat al ANSV Steia, apoi director la Direcția de Igienă și Sănătate Publică, consilier superior la Biroul de Identificare a Animalelor și Înregistrarea Exploatațiilor și director la Cabinetul Președintelui ANSV Steia. Lucian Cherteș a ajuns la conducerea Direcției Sălaj după ce directorul Mircea Martin a fost detașat temporar la începutul lunii februarie 2016 pentru o perioadă de 6 luni la Bacău. Odată cu trimiterea în judecată a lui Martin de către procurorii sălăjeni și suspendarea acestuia de drept din funcția de director ANSV Steia, a dispus numirea la conducerea DSV Steia Sălaj a lui Nicolae Lapoș. După ce a prezentat rezultatele programului de acțiune, supraveghere, control, prevenire și eradicarea bolilor la animale, Lapoș Nicolae s-a prezentat în fața celorlalți participanți la ședința de colegiu prefectural la solicitarea prefectului Marin Nițu. Am impresia că nu sunt cunoscut de colegii noastre situația și de serie care este, atunci să l-am prezentat. Nu. Lapoș Nicolae mă numesc, director executiv al... Acum a fost domnul Cherteș Mircea, da, în care a fost detașat, a citat detașarea... Da, eu s-a treia zi. Da, și ați văzut. Deci, a fost o persoană din Mureș, Cherteș Mircea, i-a încetat detașarea, a venit altă persoană care e și va trebui să face și modificările de rigoare. Încă nu ați primit situația. Totodată, prefectul a atras atenția asupra necesității de a respecta procedura ce trebuie urmată după numirea unui director nou.